Clericii din protopopiatele Mioveni, Topoloveni, Pitești, Costești și Câmpul Ungmușel s-au întâlnit în primele zile ale săptămânii în cadrul conferințelor preoțești de toamnă. Evenimentele s-au desfășurat în prezența înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic. Astăzi, întâlnirea a avut loc în sala de conferință a protopopiatului Câmpul Ungmușel. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a prezidat astăzi conferința preoțească de toamnă din protopopiatul Câmpul Ungmușel. Ierarhul a avut bucuria să-l cunoască personal pe patriarhul Iustin Moisescu, care s-a născut în parohia argeșeană Cândești, și astfel le-a vorbit celor prezenți despre realizările deosebite ale acestuia. Tot în cadrul conferinței, clericii au prezentat referate despre patriarhii Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu. Nu sunt graiuri și nici cuvinte pentru a contura îndeajuns personalitățile celor doi mari patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu. Cel de-al doilea și al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române sunt exemple luminoase de conducători care au condus corabia Bisericii în vremul tulburi. În Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, în săptămâna aceasta, au avut loc conferințe pastoral-semestriale preoțești în toate cele 6 protoierii ale eparhiei. Ne-am bucurat în principal de referatele pe care preacucernicii părinți le-au pregătit în mod foarte bine alcătuite. Cu această ocazie au fost difuzate două filme documentare realizate de Trinitas TV, care au prezentat activitatea patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu.